Premierul Ungariei, Victor Orban, consideră Statele Unite drept principalii adversari ai guvernului său. Informația ar fi provenit dintr-un document al CIA regăsit în recentele scurgeri de documente de la Pentagon. Victor Orban ar fi inclus SUA printre principalii săi adversari cu ocazia unei reuniuni a Fides pe teme de strategie politică, ceea ce constituie o creștere a nivelului de retorică anti-americană. Sursa informației ar indica spre Ambasada Statelor Unite existând posibilitatea ca americanii să fi urmărit reuniunea Partidului de Guvernământ din Ungaria. Autenticitatea acestui document, precum și informația în sine, nu a fost însă confirmată de oficiali americani. Nici Victor Orban nu a dorit să comenteze. După invazia Rusiei în Ucraina, Budapesta s-a opus mai tot timpul priorităților occidentale inclusiv celor legate de reducerea dependenței de energia rusească și de trimiterea ajutoarelor militare în Ucraina, retorica din cadrul reuniunii arată la ce nivel au ajuns problemele ivite între Ungaria și SUA. Mai mult, guvernului Orban a preferat să strângă relațiile și cu China, cu care urmărește să dezvolte mai multe proiecte tehnologice sau de infrastructură. Totodată, Ungaria continuă să blocheze și aderarea Suediei la NATO oficialii occidentali fiind deopotrivă confuzi și iritați de poziția adoptată de Victor Orban. După luni de zile de întârziere, parlamentarii maghiari au votat să accepte intrarea Finlandei în NATO cu puțin timp înainte ca Turcia să facă același lucru, dar continuă să îi se opună Suediei pe motiv că Stockholmul ar fi criticat Budapesta că nu respectă normele democrației. Dincolo de această justificare, decizia maghiarilor are legătură cu relațiile sale apropiate cu Ankara și Moscova, pe prima mai ales, văzând o drept model de urmat în interiorul Alianței Nord-Atlantice. invitation. Thank you. Davet için teşekkür ederim. bizi çok çok mutlu etti. Hadi oğul. Örülük bugün geldik. Pe lângă alinierea poziției sale la cea a Turciei, Ungaria se folosește de dreptul său de veto ca șantaj pentru a obține de la Uniunea Europeană mai multe ajutoare financiare de miliarde de euro suspendate de Bruxelles din cauza îngrijorărilor legate de respectarea statului de drept. Cu toate acestea, cel mai probabil Budapesta va ratifica aderarea Suediei cu câteva zile înainte să o facă și Turcia. Ca urmare a acțiunilor Budapestei, SUA ar putea începe să aplice sancțiuni mai multor maghiari influenți. Printre persoanele vizate s-ar putea număra și persoane importante din sistemul bancar al Ungariei.